Doamne, Iisuse Hristoase, Cel ce ești plinirea tuturor bunătăților, ție îți mulțumesc pentru ajutorul și sporul ce mi-ai dat la lucrul acesta, pe care cu darul tău l-am făcut astăzi. Și acum mă rog ție, Doamne, fă ca lucrarea mea să-mi fie de folos, umple de bucurie și de veselie sufletul meu și mă mântuiește ca un om și milostiv și de oameni iubitor. Amen. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Dumnezeul la toată milostivirea și îndurarea, care e nemăsurată milă, nespusă și neajunsă iubire de oameni, căzând acum cătea ta slavă cu frică și cu cutremur, aduc ție mulțumire pentru binefacerile de care mă învrednici pe mine, nevrednicul robul tău. Te slăvesc, te laud și te cânt ca pe un domn stăpân și făcător de bine. Și iarăși, căzând înaintea ta, îți mulțumesc și cu smerenie mă rog, nemăsurate și negrăite tale milostiviri, că și de acum înainte să-mi dăruiești faceri de bine, ca să sporesc în dragostea de tine, dăruiește-mi liniște și mă învrednicește ca în toate zilele vieții mele totdeauna mulțumire să-ți aduc, să grăiesc și să cânt cele prea bune, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne ajută!